Socialdemocrații au reușit să obțină o victorie importantă la Deva, cel mai râvnit municipiu din județ. Lucian Rus, candidatul PSD pentru funcția de primar al reședinței de județ, a câștigat alegerile locale. Imediat după miezul nopții, în timp ce la PNL se stingeau luminile, la sediul PSD se deschideau sticlele de șampanie. Chiar președintele socialdemocraților Hunedoara Oreni, Laurențiu Nistor, a sosit la sediul PSD Deva pentru a-l felicita personal pe Lucian Rus. Noi îți mulțumim că am câștigat, da? Eu mulțumesc dumneavoastră și tuturor celor care au susținut. Și... munca grea de acum urmează. Așa este. Sunt lângă tine toți patronii. Doamne ajută! Hai! Doamne ajută! O victorie a devenilor, o victorie pentru Deva și după o muncă grea, dar sprijinit de domnul președinte, sprijinit de organizația mea, de colegii mei și de echipele de voluntari și de toți devenii, cred că am dovedit că suntem o soluție corectă pentru Deva. Dovedim că ne pasă de Deva pentru că Deva e acasă și așa trebuie să devină. Deva să devină casa noastră așa cum merită. Doamne ajută! Vreau să mulțumesc devenilor pentru votul pe care l-a dat astăzi și democrația, iată că în Deva a învins. După 24 de ani de conducere liberală a municipiului Deva, iată că astăzi devenii au hotărât ca un social-democrat să vină la conducere, Lucian Rus. Îi doresc mult, mult succes. Vreau să dedic această victorie tuturor devenilor pentru ce au făcut. Și sunt convins că Lucian Rus, sprijinit și de mine, o să facem mult, mult pentru Deva, fiindcă Deva merită mult decât s-a făcut până acum. Lucian Rus chiar este un om extraordinar, un om bun, așa cum am declarat în nenumărate rânduri, și Deva va avea un om pentru oameni. Iar la Consiliul Județean, de asemenea, domnul Laurențiu Nistor, un președinte pentru oameni, și este formula pentru localitățile din județul Hunedoara pentru a se implica, pentru a face cât mai multe proiecte pentru toți oamenii, așa cum ne-am dorit. Pentru aceasta am intrat în politică și vreau să vă spun că sunt foarte, foarte bucuroasă, dar în egală măsură sunt și conștientă că va fi o foarte mare responsabilitate. Dar am încredere în Lucian, am încredere în colegii mei din Deva, am încredere în domnul Laurențiu Nistor, în echipa consilierilor județeni și sperăm să fie majoritate la Consiliul Județean pentru a face lucruri bune în continuare pentru cetățenii din județul Hunedoara și, de ce nu, și aici, în municipiul reședință de județ, Lucian să aibă o echipă de oameni profesioniști, așa cum este el, pentru a dezvolta Deva și a o face, într-adevăr, să fie reședință de județ. Așadar, în urma rezultatelor parțiale, Lucian Rus de la PSD a câștigat cu 38,5%, obținând 9066 de voturi. Florin Oancea de la PNL a obținut 24,58% din sufragii, adică 5787 de voturi. Ana Maria Gavrilă de la POT a obținut 14,97%, respectiv 3525 de voturi, iar Alin Amititeloae de la Forța Dreptei 7,65%, respectiv 1801 voturi. Gabriel Ionașcu de la AUR a obținut 7,15%, adică 1683 de voturi. Lucian Mara de la USR a obținut 5,56%, adică 1309 voturi, iar Daniel Muntean de la PNCR a obținut 1,6%, respectiv 376 de voturi.